să vă salut și eu, să vă salut cu pacea Domnului, să vă spun bună seara și bine ați revenit. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Vă cer îngăduința să rămâneți în picioare câteva clipe. Vreau să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, în seara aceasta, din Evanghelia după Luca, capitolul 15. Mi-ar place dacă ați avea în sufletul dumneavoastră interesul să ascultați cuvântul, dar cu mare băgare de seamă. Este important să avem bani în buzunar. Este important să avem mâncare în frigider. Este important să avem cuvântul lui Dumnezeu în suflet. Este foarte important. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar Iisus le-a spus această pildă. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prieteni și pe vecini și le zice: bucurați-vă împreună cu mine că mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau, care femeie care are 10 lei din argint și pierde pe unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierduse. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis: un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici? Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocul. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărtat de mânie și nu vrea să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: tată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-a încălcat porunca.
Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Fiule, i-a zis tată, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm. Pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Amin. Mulțumesc pentru răbdare, stimați prieteni, cu respect vă invit să vă ocupați locurile și mă rog lui Dumnezeu, harul său bogat, să atingă inimile noastre ale fiecăruia dintre noi. Și în seara aceasta vreau să vă asigur de faptul că este o mare cinste pentru mine să accept invitația bisericii, a prietenilor mei din zonă și să vin să fiu cu dumneavoastră la această frumoasă sărbătoare. Sunt împreună cu Carmen, pentru cei care nu ați fost aseară, spun lucrul acesta, cu soția mea și am venit împreună să ne închinăm împreună cu dumneavoastră și să ne închinăm Domnului care ne-a făcut bine. Îi salut și eu cu respect pe robii Domnului, pe oamenii lui Dumnezeu, pe fratele Vasile Buia, păstorul bisericii, mulțumindu-i pentru oportunitatea pe care o am și pe care mi-o dă să mă adresez dumneavoastră din Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, îl salut pe fratele Petrică Dumitru și pe fratele Traian Ignat, prietenul meu. Întotdeauna este atent și politicos cu mine ori de câte ori ajung în zona aceasta. Când în primăvară a venit în America, am încercat și eu să fiu la fel de ospitalier cu el, dar trebuie să recunosc că nu prea am reușit. Vreau de asemenea să-i salut pe prietenii mei care mă găzduiesc, care se îngrijesc de nevoile mele, care se poartă cu mine cu multă ospitalitate și în seara aceasta vreau să remarc dragostea lor și să le mulțumesc, rugându-mă lui Dumnezeu, în numele căruia ei fac jertfa aceasta, să-i răsplătească cu sănătate și să-i binecuvânteze. Nu în ultimul rând, stimați prieteni, vreau să apreciez prezența dumneavoastră. Știu că este weekend, este o zi de odihnă și ar fi trebuit să stați să vă odihniți sau să faceți ceva ce nu are legătură cu o obligație socială sau profesională. Apreciez că sunteți aici. Eu știu că nu ați venit pentru mine. Eu nu merit asta. Eu nici măcar nu am ce să vă dau. Împreună, noi amândoi suntem aici pentru că vrem să stăm în fața lui Dumnezeu care ne-a binecuvântat. Textul pe care eu l-am citit în această seară este în contextul cântărilor pe care le-au cântat frații noștri. Mă bucur să îl revăd pe fratele Vasile, pe fratele Marian, cealaltă parte a grupului pe care eu nu o cunosc, dar în seara aceasta e o ocazie potrivită să-i cunosc și să-i binecuvintez în numele Domnului și din partea dumneavoastră. Spuneam că textul biblic pe care eu l-am citit în această seară este supranumit capitolul lucrurilor pierdute din Biblie. Dacă ați remarcat lucrul acesta, Biblia în capitolul 15 din Luca vorbește despre trei categorii de lucruri pierdute. Un cioban își pierde o oaie dintr-o sută. Pierderea este de 1%. O gospodină pierde o monedă din 10. Pierderea este de 10%. Și un tată își pierde un fiu dintre cei doi și pierderea este de 50%. Adevărul este că i-a pierdut pe amândoi, nu doar pe unul. Însă pe unul l-a pierdut în afara casei, într-o manieră păcătoasă publică. Însă pe celălalt l-a pierdut în casă, era pierdut în ascuns. Toată lumea credea că e băiat bun care a rămas acasă. Dar dacă ne uităm în finalul capitolului 15, observăm că cel care a fugit, care a plecat, care a dat pe față destrăbălarea lui, s-a întors și s-a pocăit. În timp ce celălalt care a rămas acasă mânat de invidie, de lipsă de respect față de tatăl său, nu s-a pocăit niciodată. Toate aceste trei pilde încep cu pierderea unui lucru și sfârșesc cu găsirea lucrului pierdut. Asta înseamnă că fiecare pildă se încheie într-o manieră fericită.
Pilda aceasta, supranumită de preotul Cornilescu, care în anul 20-22 a tradus Biblia, versiunea din care noi citim, a intitulat-o Pilda Fiului Risipitor. Dar ar fi la fel de cinstit să o numim Pilda Fiului Întors Acasă. La fel de potrivit ar fi să o numim Pilda Tatălui Primitor. Că nu-i puțin lucru să primești un băiat ca și derbedeul ăsta, care i-a luat jumătate din averea câștigată într-o viață, a plecat de acasă cu ea, a cheltuit-o, de fapt nu a cheltuit-o, că era bine să o cheltuiască, a risipit-o cu femeile desfârnate și se întoarce acasă plouat, dar cu lecția învățată. Aproape că îndrăznesc să spun în seara asta că nu-i mult să pierzi jumătate din avere, dar să-ți recuperezi copilul care și-a pierdut mințile. Un copil care se întoarce acasă cu capul pe umeri, cu lecția vieții învățată și hotărât de astăzi înainte să aplice o perspectivă pe care a neglijat-o și pe care a disprețuit-o când tatăl i-a oferit-o. Pilda aceasta, din punctul meu de vedere, este extrem de complexă. De fapt, când Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a spus această pildă, scopul lui a fost să îl arate pe Dumnezeu Tatăl prin tatăl acestor copii. Că pilda este o întâmplare imaginară. Și arătându-i pe acești doi copii, pe acești doi fii ai Tatălui, care îl simbolizează pe Dumnezeu, să facă referire la cele două categorii de oameni care compun 7.5 miliarde de pământeni. Jumătate din ei, dar nu neapărat jumătate în sens matematic, sunt oameni care în mod public păcătuiesc fără rușine. Cealaltă jumătate păcătuiesc în ascuns și se maschează în spatele ipocriziei. Asta nu înseamnă că toți fac lucrul acesta. Așa că în pilda aceasta este Dumnezeu cu aceste două categorii de oameni în care este cuprinsă umanitatea din generația noastră. Pe marginea acestui subiect, acestui text pe care l-am citit din Biblie, în seara aceasta împreună cu dumneavoastră, aș vrea să pun câteva întrebări la care o să încerc să răspund. Întrebările acestea sunt în mintea oricărui om care citește acest pasaj. Și pentru a fi înțeles mai bine, o să pun întrebarea și o să încerc să răspund cu textul din care noi am citit. Prima întrebare. Care a fost stilul de viață al acestui fiu risipitor înainte de convertire? Înainte să se întoarcă acasă? Haideți să ne uităm împreună în text. A cerut moștenirea înainte de moartea tatălui său. Noi toți știm că moștenirea este a copiilor după ce mor părinții. Dar băiatul ăsta nu a mai avut răbdare. Și i-a spus, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine, pentru că am nevoie de banii ăștia. Ceea ce mi se pare de-a dreptul ieșit din comun, este că tatăl a împărțit averea în două și a dat jumătate la cel ce o ceruse și jumătate la cel ce n-o ceruse. Aceasta face referire la bunătatea lui Dumnezeu care trece dincolo de limita înțelegerii noastre. Oameni buni, noi nu merităm bunătatea lui Dumnezeu. Noi rătăcim în căile noastre și în împlinirea intereselor noastre de cele mai multe ori de-a dreptul păcătoase. Și totuși Dumnezeu are grație, are clemență, are favoare, are bunătate față de noi. Ne ascultă când nu merităm. Ne ajută când nu merităm. Se uită cu bunăvoință la noi când nu merităm. Nu ne-a lipsit pâinea și apa. Dumnezeu ne-a binecuvântat. De asemenea, a cerut moștenirea înaintea primului născut. Ca și astăzi, dar mai ales în vremea aceea, ordinea cronologică a nașterii copiilor și, în mod special, privilegiul de prim născut era unul foarte important. Dar observați că al doilea trece pe lângă primul și cere moștenirea de la tatăl său. Aceasta a fost o atitudine obraznică, necuvincioasă, lipsită de omenie. Apoi, a cerut moștenirea înainte să-și asume vreo responsabilitate cu privire la obligațiile care îi reveneau în casa tatălui său. Biblia nu spune că ar fi muncit. Nu spune absolut nimic despre activitatea lui, ci doar faptul că făcându-se mare, i-a trebuit moștenirea pentru ca să aibă bani pentru plăcerile pe care avea de gând să le experimenteze.
A cerut moștenirea cu un gând egoist. Scriptura ne spune că a risipit averea. Dragii mei, atunci când ai bani, cea mai înțeleaptă atitudine este să investești. O altă atitudine înțeleaptă este să-i economisești. O alta este să-i cheltui, dar nici de cum să-i risipești. Băiatul acesta a ales-o pe cea mai nepotrivită. Pur și simplu a risipit banii bătrânului. Încă ceva, a cerut moștenirea pentru ca să aibă resurse, să se poată destrăbăla. Dumneavoastră știți că un astfel de stil de viață, în cazinouri, în cluburi de lux, cu femei de companie, cu mașini, cu oportunități, pentru asta trebuie să ai bani, nu gluma. Și pentru asta a avut el nevoie de bani. De aceea mai târziu fratele lui este supărat mai mult din invidie decât de dragul tatălui său. Că fratele lui, dar nu-i spune fratele lui și lui taică să-i spune Fito, băiatul tău, încă ceva, a cerut moștenirea pentru a-și plăti anturajul de care a avut nevoie. Biblia remarcă că atâta timp cât a avut bani, a avut și prieteni. Și mă gândesc că experiența aceasta nu vă străină niciunuia dintre dumneavoastră. O a doua posibilă întrebare. Cum a fost fiul pierdut înainte să se convertească? Cum a fost el? Primul lucru pe care ne-l spune Biblia este că a fost nemulțumit de taică-so. Averea lui taică-so i-a trebuit, dar taică-so ca persoană nu i-a trebuit. Așa că după ce a intrat în posesia banilor pe care nu-i merita, îndată a plecat de acasă, să nu-l mai vadă pe babacul. Probabil că taică-so a fost un om exigent. Probabil că l-a mustrat cu privire la prostiile pe care le făcea încă atunci când era acasă. Poate că venea prea târziu acasă, poate că avea prieteni dubioși, poate că nu făcea nimic în compania tatălui său, că omul ăsta era un businessman de succes. Probabil că îi stătea gândul numai la prostii. Dar în sfârșit, ceea ce este important este că copilul a fost nemulțumit de taică-so. Apoi a fost nemulțumit de casa părintească. Observați cum a pus mâna pe bani, cum a dispărut. A vrut să plece de acasă pentru că acasă nu era un loc bun de întors. Biblia ne spune că a plecat nu în alt oraș, a plecat în altă țară. Un al treilea lucru a fost nemulțumit de viața lui. Probabil și-a dorit un alt program, o altă agendă, alți prieteni, alt stil de viață. În casa părintească îi se impunea un anumit stil de viață. Probabil că era invitat să muncească, măcar să ducă la școală. Mă gândesc la omul ăsta, un om bogat, a muncit pentru banii ăștia. Dumneavoastră știți ce greu să fac banii și ce ușor să cheltuiesc. Și când băiatul ăsta, făcându-se mare, i-a spus tatălui, tată, vreau să am o discuție cu tine. Eu mă gândesc ca tată, că tata s-o fi gândit, mă, băiatul ăsta vrea să se consulte cu mine la care facultate să meargă, la Cluj sau la București. Sau băiatul ăsta vrea să se consulte cu mine unde, în care sector de activitate să se implice în business-ul meu? În ăla sau în ăla? Sau cine știe ce ar vrea copilul ăsta? Pentru că s-a făcut mare și mie de ajutor. Dar știți ce vorbește cu el băiatul? Nu mai am răbdare să aștept până mori, ca să mă duc la notar și la primărie să revendic moștenirea. Oricum e a mea. Așa că te rog frumos, fii bun și dă-mi eu înainte să mori. Nu mai am răbdare. Dă-mi banii că vreau să plec. Să nu-i zică omul ăsta nimic, să nu-l mustre, să nu-l trimită la plimbare, să scoată toți banii din cont, să-i facă în două și să-i spună, uite, tati, dacă de asta ai nevoie, poftim. Dacă eu te enervez, dacă îți stau în drum, dacă stau în calea fericirii tale, dacă nu ai nevoie de mine decât de banii mei, poftim, drum bun. Și de cealaltă parte de sumă de bani, celuilalt copil care rămâne acasă și obraznicul, la sfârșit îi spune mie, nu mi-ai dat măcar un iet. Jumătate din avere nu făcea nici cât un iet. Este complicat pentru un tată să aibă un copil nerecunoscător. Și orice ai face pentru el nu-i destul. Pentru că el nu-și respectă părintele, nu e milă de el, nu înțelege sacrificiul. Un astfel de copil e un copil complicat. Și Domnul Iisus, când a spus pilda asta, intenționat a prezentat o întâmplare imaginară cu doi copii răi, fiecare în felul lui, ca să sugereze că cei 7.5 miliarde de oameni sunt în felul ăsta.
Dumnezeu nu vrea să ne jignească. Vrea doar să ne spună că suntem cu ochii și cu mintea. Numai după, să nu spun prostii, numai după lucruri personale. Fiecare are interesul lui. Și prietenul cel mai bun, dacă se poate pricopsi, trădându-te, o face fără nicio mustrare de conspirație. Pilda aceasta este o pildă dramatică. E pilda tatălui nerespectat. E pilda tatălui jefuit. E pilda tatălui abandonat. E pilda tatălui neînțeles. Să-mi permit să mă consult cu dumneavoastră dacă nu cumva în ceea ce ne privește Dumnezeu este nerespectat? Dacă nu cumva Dumnezeu este jefuit? Îi cer toată ziua, dăm sănătate, dar ce să fac cu ea? Să mă închin lui sau să mă simt bine? Îi cer toată ziua, Doamne, dă-mi succes, dar ce să fac cu el? Să fiu pe prima pagină a ziarelor sau la televizor? Sau să-l pot servi pe el și să pot fi de folos semenilor mei? Îi cer toată ziua, dar aproape toate lucrurile pe care îi le cer au legătură cu plăcerea mea, cu interesul meu. De câte ori am cerut ceva ca să fac bine oamenilor din jurul meu? De câte ori m-am gândit la o văduvă care moare de foame sau la un orfan amărât, care pur și simplu îi e rușine să ridice privirea când te salută, pentru că e copleșit de sentimentul lui de inferioritate. De câte ori ne-am gândit la un bătrân care nu mai are bani de medicamente sau lemne de foc? De obicei ne gândim la noi. La noi și iar la noi și iar la noi. Dăm, tată, dăm. Să vină vreodată vremea să-i spunem poftim, tată? O să vină vreodată vremea asta? Când eram tânăr, nu m-am gândit niciodată în maniera asta. Dar acum am copii și prin mila lui Dumnezeu nepoți și încep să gândesc ca un om care îmbătrânește. Mă uit la copiii mei și în sufletul meu știu că a venit vremea să întoarcă moneda pe partea cealaltă ca pe plătită. Că s-a ars pe prima parte. Am investit în ei tot ce am avut. Numai sufletul nu-și dă un părinte pentru copilul lui. Că nu poate. Și acum a venit vremea să spună, tati, în următorii ani eu o să-ți dau înapoi ce mi-ai dat tu în primii 20 de ani. Unde-s copiii aceștia? Este nemulțumit de condiția lui. Biblia ne spune că după ce a cheltuit totul, a rămas fără bani, a rămas fără prieteni, a rămas fără mâncare, dragii mei, n-a mai avut ce să mănânce. Băiatul ăsta a crescut în puf. A fost copilul celui mai mare businessman din oraș. Copilul ăsta n-a știut de muncă, n-a știut de nimic. El care mânca ce este mai bun și ce e mai proaspăt. Ne spune Biblia că a ajuns să păzească porcii. Se uitau cum mâncau roșcove și el nu le avea. Și a experimentat o umilință ieșită din comun. A devenit nemulțumit de propria lui condiție. Cam lucrurile acestea le spune Biblia despre băiatul acesta. Însă, Biblia ne spune că acest băiat s-a convertit. Știți ce înseamnă convertit? Când schimbi din euro în lei. Schimbi banii. Asta înseamnă convertit. Ai convertit din euro în lei. Sau convertit înseamnă când schimbi orice lucru. De asemenea, convertit înseamnă când schimbi necredința în credință. Schimbi pe nimic cu Dumnezeu. Schimbi indiferența față de cer în interes față de cer. Îți schimbi stilul de viață. Nu mai alimentezi poftele firii cu păcate pe care le repeți, ci dimpotrivă îți propui să te abții de la păcat și să-ți închini viața lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea se numesc convertire. Băiatul ăsta s-a convertit. Așa de străbălat cum a fost în tinerețea lui, a venit o vreme când frânt de nevoi, de necazuri, s-a convertit. Haideți să ne uităm un pic la această fază. Am văzut cum a fost el înainte de convertire. Haideți să ne apropiem un pic de momentul crucial când se schimbă viața lui. Și să ne uităm ce s-a întâmplat. Și asta în perspectiva unei aplicații practice. Care au fost circumstanțele care au condus la convertirea fiului risipitor? Într-o vorbă și un cuvânt, crizele prin care a trecut l-au frânt. I-au demonstrat vulnerabilitatea lui. I-au demonstrat neputința banilor. I-au demonstrat ipocrizia prietenilor. I-au demonstrat că totuși babacul a avut dreptate. Și l-a lăsat în rușine să râdă toată lumea din sat din el. Stimați prieteni, mulți dintre dumneavoastră aveți business, mai mare sau mai mic.
Sau chiar dacă nu aveți business, sunteți niște gospodari de treabă. Eu trec prin satul ăsta și vă văd niște oameni înstăriți, niște oameni harnici. Eu vin din Giurgiu și sudul României se uită cu respect și uneori cu invidie la nordul țării. Ardealul e ușor de înțeles că este o zonă binecuvântată de Dumnezeu. Și când vorbim de Bistrița, de Cluj, vorbim de oameni gospodari. Stimați prieteni, care dintre dumneavoastră să fie în pielea acestui tată n-ar fi de râsul satului? Omul ăsta și-a construit o reputație și a făcut un business care domina. Oamenii din sat erau angajații lui, îl priveau cu respect, își scoteau pălăria în fața lui, mâncau pâine din business-ul lui. Dar acum băiatul ăsta l-a făcut de râsul râsului. Și bătrânul care a muncit pentru, nu doar pentru bani, pentru bogăție, a muncit pentru onoarea lui, a trebuit să suporte. Așa auzea când trecea pe stradă. Știți ce spuneau oamenii care îl respectau înainte? Vai de tine, te-a ajuns nenorocirea. Lasă așa trebuie, că prea te-ai îmbogățit. Știți cum procedează oamenii când ajungi la greu? Oamenii vorbesc, își dau cu părerea, că oricum n-au altă treabă. Și omul ăsta a ajuns de rușine din cauza copilului lui. Nu merita asta. Dar cine l-a întrebat dacă merită sau nu merită? A rămas cu focul, cu dorul unui copil care, un om bătrân, își imaginează ce se întâmplă cu un copil care pleacă cu o jumătate de portbagaj de bani. Într-o lume străină. Cât de vulnerabil este, la ce riscuri se expune. Ce stil de viață va duce. Cât de mult își va murdări conștiința și foarte probabil că niciodată nu va mai curăța. Uitați ce se întâmplă. Crizele pe care omul ăsta le-a experimentat îl frâng pe băiat. El a crezut că banii sunt Dumnezeul lui. Prietenii, fetele și băieții sunt tot ce are nevoie. El a crezut în prietenii. Toți cei care sunteți de vârsta mea sau mai în vârstă, mea să știți ce e o prietenie. Ce este aia o prietenie? De câte ori oamenii pe care i-ai numit prieteni au avut un interes real pentru dumneata fiind în necaz? Poți să-i numeri pe degete la o mână? Sau sunt prea multe degete? Când ai bani, ești plin de prieteni. Când ai oportunități, când ești un om mare de care depinde fericirea lui sau împlinirea nevoii lui, toată lumea te caută. Să nu cumva să faci greșeala. Să crezi că oamenii pe dumneata te respectă. Să nu mai crezi asta. Oamenii respectă banii dumitale și oportunitățile dumitale cu care ei se hrănesc. Dacă nu le vei mai avea într-o zi, o să experimentezi o teribilă și dramatică singurătate și dezamăgire. Nu vreau să prezint umanitatea ca fiind lipsită de caracter. Vreau să prezint umanitatea cum este. Cum am experimentat-o de 54 de ani și cum o experimentați dumneavoastră, stimați prieteni. Pe cine doare burta de dumneata? Pe cine, dragul meu prieten? Dacă n-ar fi Dumnezeu să-ți poarte de grijă, dacă n-ar fi Dumnezeu să te ridice, dacă n-ar fi Dumnezeu să te scape, să-ți găsească o soluție când problema este prea grea, dacă n-ar fi Dumnezeu să-ți dea curaj, să-ți dea puterea să zâmbești, să speri, dacă n-ar fi Dumnezeu, unde ai fi fost în țara asta? Uitați-vă la băiatul ăsta. Crizele prin care trece îl frâng, îl îngenunchează și este obligat, constrâns de împrejurările vieții, să accepte sfaturile pe care le-a disprețuit de la tatăl lui. Și ajunge la vorba lui taică-so. Prin vorbele lui și mai ales prin stilul lui de viață l-a contrazis pe babacu. A spus, n-ai dreptate, nu știi să te distrezi, nu știi decât să muncești și să strângi bani, n-ai fost în vacanță în ultimii 50 de ani. Bine că mă duc eu și în locul tău. Dar uitați prin ce experiențe trece și astea le necuiesc. Sfaturile bătrânului au fost ca niște gloanțe trase pe lângă el. Dar necazurile prin care a trecut au fost ca niște gloanțe trase drept în inima lui. Haideți să le luăm pe rând. Nevoi neîmplinite. După ce a cheltuit totul, spune Biblia, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsa. Portbagajul era gol. Gol! Nu mai erau nici din aia mari, nici din aia mici. Gol pușcă. Și băiatul a început să ducă lipsă. El nu a știut că există și un stil de viață când să nu ai bani. Pentru că el s-a născut într-o casă plină de bani.
frigiderul plin 8, portofelul plin 8, taică s-o plin de prieteni, de relații, și el a crezut că așa va fi toată viața. El n-a știut că banii se cheltuiesc și nu-i mai pune nimeni înapoi dacă pleacă de acasă. Acasă taică s-o completa. El golea punga, taică s-o umplea. El golea punga, taică s-o umplea. Dar l-a părăsit pe taică s-o. Și n-a mai avut cine să umple punga. Și într-o zi a rămas cu ea goală. Și n-a mai avut ce să scumpere, nu cozonac, stimați prieteni, pâine. Nici roșcove n-a mai avut ce să scumpere. Ei bine, asta l-a umilit teribil. Dintr-o dată a trebuit să simtă rușinea că taică s-o avut dreptate și el nu. Mă, totuși, tata a avut dreptate. Și eu m-am comportat ca un nebun. I-am luat banii și am cheltuit cu disperație ăștia care au profitat de mine. Am fost un naiv, exploatat de cei pe care i-am numit prieteni. De niște oportuniști care au profitat de naivitatea mea, de lipsa mea de experiență și de faptul că n-am cheltuit banii mei. Că dacă îi câștigam cu mânițele astea, nu îi cheltuiam așa de ușor. Dar au fost câștigați de bietul tata pe care n-am dat doi bani. Câtă diferență între caracterul acestor oameni? Mai mult de atât, așteptări înșelate. Băiatul ăsta când s-a dus în țara străină, a găsit fete și băieți. Ăsta și-a pus toată speranța în băieții și în fetele astea. Au crezut că numai moartea îi va despărți. Însă știți ce i-a despărțit? Por bagajul gol. Când n-a mai avut bani, s-au risipit toți ca muștele. Și a rămas singur. Fiecare dintre noi am experimentat cel puțin odată trădarea. Ați observat ce gustare, te simți prostit, te simți manipulat, exploatat, tras pe sfoară. Și te gândești, de ce s-o fi comportat așa? Întotdeauna trădarea, manipularea, oportunismul are un gust amar. Sunt fete care rămân în urma unui băiat care după ce au petrecut o seară împreună se mută la o altă fată, care e la fel de naivă. Și rămâne săraca să-și plângă multe lucruri pe care le-a pierdut în seara aia. Dar nu e vorba numai de fete. Pentru că nu numai fetele acelea au ceva de pierdut. Oricine are ceva de pierdut. Sunt oameni care își pierd sufletul. Sunt oameni care își pierd demnitatea. Sunt oameni care își pierd banii. Sunt oameni care își pierd mintea. Sunt oameni care își pierd liniștea sufletească. Sunt oameni care își pierd serviciul. Lista poate continua. Băiatul ăsta a fost un băiat dezamăgit. Așteptările lui au fost înșelate. Încă ceva. Singurătate și umilință. Dumneavoastră vă puteți imagina că ăsta e evreu. Dumneavoastră știți că evrei nu mănâncă porc. E numită carne necurată. Și când a rămas fără bani și a dat seama că trebuie să ducă undeva să muncească cu ziua, ca să aibă ce să bage în gură. Și a găsit pe unul care creștea porci. Un om cu o fermă de porci. Și el evreu. A ajuns muncitor la porci. Nu există o umilință mai mare pentru un evreu. Și se uita la animalele alea care aveau ce să mănânce de trei ori pe zi și el, băiatul unuia dintre cei mai bogați om din țara lui, n-avea ce să bage în gură. Păi nu vă supărați. Și de piatră să-ți fie inima. Experiențele astea te frământă ca pe aluat când faci gogoși. Sau pâine. Te frământă puternic. Când i-a vorbit tatăl, nu i-a vorbit suficient de tare ca să ajungă la mintea lui. Dar experiențele din lunile astea prin care a trecut, l-au pus jos. L-au făcut praf. L-au zdrobit, l-au dat de pământ. Și acolo în praf, cu sufletul lui zdrobit, părăsit de prieteni, fără bucata de pâine pe care o are cel mai sărac muncitor. Iertați-mă. Băiatul ăsta a experimentat singurătatea, rușinea, nevoi fundamentale, neîmplinite, prostii de prietenii lui. Să cheltui tu jumătate din averea lui tata pentru care a muncit săracul o viață întreagă. Și a sperat că băieții lui, cei doi băieți la care ținea ca la ochii din cap, o să ia business-ul și o să-l ducă înainte, o să-l dezvolte, o să-l promoveze, o să-l crească și el o să îmbătrânească liniștit. Știți cum a îmbătrânit? Singur, acoperit de rușine și de disprețul vecinilor. Și încă ceva, în fața porții, uitându-se pe drumul pe care i-a plecat băiatul, sperând că se va întoarce înapoi. Vă puteți imagina că a avut puterea să-l aștepte?
Biblia ne spune că atunci când băiatul ăsta s-a întors acasă, în fața porții părintești, era taică-su. Eu sunt sigur că n-a stat în fața porții doar în momentul ăla. Îmi place să cred că în fiecare zi, măcar o dată, ieșea, se ducea pe drum și se uita în direcția în care plecase băiatul cu sacul de bani. Zicând, Doamne, poate că se va întoarce astăzi. Și ieșea și mâine și poimâine. Într-o zi când s-a întors feciorul lui, dar zdrobit, acum nu mai era așa, era altfel. În ziua în care s-a întors, bătrânul era în fața casei și l-a văzut. Stimați prieteni, oricând îți va trece prin cap să te pocăiești și să te întorci la Dumnezeu, va fi chiar acolo unde te hotărăști să te pocăiești. Va fi chiar în locul acela împreună cu Dumnezeu. Doar îți vei întoarce capul și îi vei simți prezența. Inima îți va tresări. Vei simți cum inima îți vibrează. Cum îți tresare Duhul. Vei simți ceva ce nu poți să explici. O căldură, o stare de bucurie imensă, dar nu o bucurie păcătoasă, ci o bucurie care vine dintr-o altă lume. Lumea care a avut răbdare să te aștepte până în seara asta. Haideți să revenim. O altă întrebare. Cum s-a manifestat convertirea acestui băiat rău? Cum s-a schimbat el din băiat rău în băiat bun? Și eu am copii. Și dumneavoastră. Fiecare dintre noi avem cel puțin un copil care vrea să fie mai mult sau mai puțin altfel. Probabil că sunt soții care ar vrea soțul să fie puțin altfel. Sau soți. Câte ofuri nu avem noi în sufletul ăsta? Ascuse în spatele, la cravată și la haină. Câte dorințe neîmplinite, câte vise frânte, călcate în picioare, de viață, de boală, de oameni, de noi, de neatențiile noastre. Câte lucruri n-am pierdut pentru că am avut încredere în cine nu trebuia. Și ne-am întors cu spatele la Dumnezeu. Că ni s-a părut bacă nu există, bacă e prea devreme, bacă lista continuă. Cum s-a manifestat convertirea fiului ispititor? A realizat situația dramatică în care se afla. Știți cum spune Biblia? Spune o expresie plastică. Și a venit în fire. Această afirmație nu are nevoie de explicații. Și a venit în fire. Sunt oameni în viața mea pe care i-am așteptat să-și vină în fire. Sunt oameni din anturajul meu pentru care m-am rugat să-și vină în fire. Au fost momente în trecutul meu când mi-am dorit să vin în fire. Stimați prieteni, este lucru mare să trăiești până când îți vii în fire. În momentul când îți vii în fire, banii nu mai au valoarea care au avut-o înainte. Din Dumnezeu devin doar niște bagnote cu care îți cumperi pâine și apă. Prietenii nu mai au valoarea de dinainte, nu te mai lași prostit de el, ci doar de ei, doar compania de ei. Când îți vii în fire, lumea are o altă culoare. Totul este diferit. Absolut totul. Această stare de a-ți veni în fire e ca și cum te naști din nou. Dar nu fizic. Nu fizic. Te naști din nou în mintea ta, în sufletul tău, în inima ta. Te miri cum n-ai văzut lucrurile astea înainte. Și te întreb, bă, dar ce am avut eu în cap când m-am comportat în felul ăsta? Când îți vii în fire, gândești drept. Ai puterea să-ți recunoști greșelile? Ai puterea să te duci și să-ți repari adversitățile pe care le-ai promovat? Să-ți vii în fire este lucrarea lui Dumnezeu. Să-ți vii în fire este dorința lui Dumnezeu. Este așteptarea lui Dumnezeu. Să-ți vii în fire este mântuirea sufletului dumitale. Dumnezeu te așteaptă de când te-ai născut să vii pe drumul care se numește calea cea bună și dreaptă. Unde nu mai există niciun fel de metodă prin care încerci să-ți etalezi mândria, succesul, personalitatea sau să achiziționezi lucruri care nu sunt ale tale într-o manieră necinstită, să-ți împlinești poftele și instinctele cărnii, pur și simplu devii un alt om. Ascultați-mă, stimați prieteni.
în crizele lui, în amărăciunea lui, în singurătatea lui, în rușinea lui, în umilința lui, frânt de viață și trântit la pământ. Și a venit în fire. Vă spun ceva în această seară, ce aveți libertatea să contraziceți, dacă credeți că este înțelept și necesar. Nu există schimbare în lumea noastră decât în absența unei crize. Nu există schimbare în absența unei crize. Când nimic nu se schimbă, absolut nimic nu se va schimba. Numai o criză îți atrage atenția. Hei! Numai o criză te îngenunchează. Numai o criză te obligă să-ți schimbi paradigma de gândire, adică mentalitatea despre lume și viață. Numai o criză îți deschide ochii și te ridică din liniștea greșită în care erai. Băiatul ăsta, dacă nu experimenta falimentul ăsta, nu se trezea. Dacă ar fi avut un tir de bani, îmbătrânea cheltuindu-i cu oportuniștii. Bine că n-a avut suficient de mulți ca să îmbătrânească, să moară nemântuit. Și ne-mpăca cu taică-sul. Iar bătrânul lui tată să moară de inimă înainte de vreme. Bine că n-a avut destui. A avut atât de puțin încât doar numai câțiva ani a trăit în păcat. Și apoi a fost expus la crizele vieții și acestea l-a obligat să accepte faptul că bătrânul a avut dreptate. Al doilea lucru, și-a recunoscut păcatul. Stimați prieteni, nu este ușor să-ți recunoști păcatul. Mai ales bărbații au o mare problemă să-și recunoască păcatul. Bărbații sunt ființe orgolioase. Bărbații trăiesc pentru performanță. Femeile trăiesc pentru viață. Trăiesc pentru dragoste și pentru comunicare. Ei, un bărbat nu poate să existe decât la nivelul performanței, cel puțin în mintea lui. De aceea el nu poate să trăiască pentru faliment. El nu poate să spună, n-am performanță, am păcătuit, sunt un om greșit, sunt un falimentar. Un bărbat când spune asta, spune asta doar pentru că lucrarea Duhului Sfânt prinde conturul mintea lui, conștiința lui și inima lui. Bărbatul acesta a acceptat ca falimentat, a acceptat ca greșit, a acceptat că a avut o perspectivă nesănătoasă. Și pur și simplu face următoarea afirmație. Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Ce înseamnă asta? Alegere greșită. Bătrânul a avut dreptate. Tu ești pe un drum greșit. Îți trebuie o umilință foarte mare, o frângere teribilă ca să accepți asta. Altfel, vrei să salvezi situația. A, prietenii ăștia n-au avut caracter, m-au părăsit, mi-au furat banii. Încerci să te agăți, să minți, să exagerezi. Doar să ocolești. Eu-s de vină. Eu. Eu, oameni buni, eu. Tot timpul încerci să ieși în evidență, măcar cu jumătate de dreptate, dacă nu se poate cu dreptatea întreagă. Încerci să te justifici. Mai spui ceva. O jumătate de minciună, o jumătate de exagerare. Mai dai vina și pe ăla. Te mai agăți de un cui, de o creangă, de o ață. Pentru că ți-e rușine să spui eu. Eu sunt vinovat. Eu. În seara asta mă pocăiesc, Doamne, falimentez înaintea Ta. Capitulez în fața Ta. Cum au capitulat nemții cu câteva zeci de ani în urmă. Apoi Scriptura ne spune că și-a mărturisit păcatul. Și a zis așa. Mă duc la Tata și spun următoarele cuvinte. Tată, am păcătuit și împotriva lui Dumnezeu, am păcătuit și împotriva Ta. Ori de câte ori Carmen în cei 34 de ani de căsătorie s-a supărat pe mine, cel mai greu lucru mi-a fost să merg la ea și să-mi spui, te rog frumos să mă iați. Asta a fost cel mai greu lucru. Și întotdeauna asta a fost soluția. Dacă îi spuneam asta, se făcea canaleaua primăvara, am florea și totul se repara. Dar era umilitor pentru mine să spun iartă-mă. Ci puteam să spun, a, păi tu întotdeauna te suferi. A, păi tu întotdeauna vrei să fiu perfect, de parcă tu n-ai greșit ca și mine. De ce? Pentru că vreau să o opălesc, iartă-mă. Cum să spun asta? Băiatul acesta spune asta, știți de ce? Este trântit de viață la pământ. Este trântit de viață la pământ. Știu că nu este vremea tuturor să fie trântiți de viață la pământ. Dar în același timp sunt sigur că este vremea la mulți dintre noi. Și a asumat pedeapsa pentru păcat. S-a pedepsit singur. Vă mai aduceți aminte de 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 32? Dar când suntem pedepsiți, suntem pedepsiți de Dumnezeu. Dacă suntem judecați, nu pedepsiți. Dacă suntem judecați, suntem pedepsiți de Dumnezeu.
Știți ce spune el? Spune următoarele cuvinte. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Singur mă condamn. Mă duc la tata și nu aștept să-l pun pe el în situația să spună: tati, nu mai ai drepturile care le-ai avut înainte. Eu îi le spun. Cum ajung? Îi spun următorul lucru: tată, eu hotărăsc lucrul ăsta, nu tu. Nu mai sunt vrednic să am poziția pe care am avut-o înainte. Trebuie să-mi asum o pedeapsă. Pentru că o merit, tată. Vă puteți da seama câtă demnitate dintr-o dată a apărut în mintea lui? Câtă onestitate, câtă sinceritate, cât caracter, ce discernământ. Și pur și simplu s-a autopedepsit. Îți trebuie un mare caracter să faci asta. Îți trebuie curaj, îți trebuie omenie. Nu s-a mai fofilat. Nu. A vrut să schimbe viața. Și a dat seama că stilul ăla de viață nu duce nicăieri. Decât îi hrănești pe alții. Hrănești niște trântori, cum este în stupul de albine. Mai mult de atât, și-a părăsit păcatul. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Unde la tatăl tău? Înapoi de unde am plecat. Aveți un telefon? Ăsta nu este telefon. Telefonul e ăla cu care vorbești. Ăsta este computer. Vorbești cu el și faci multe alte lucruri. Dar știți că uneori se blochează. Vi s-a întâmplat să blocheze? Ce faceți când se blochează? Îl opriți. Și procesul ăla se numește resetare. Știți ce înseamnă resetare? Revenirea la setările din fabrică. Pocăința este resetare. Ai descărcat toate aplicațiile lumii și pur și simplu ți-ai umplut viața de ele. Și ești atât de greu încât te blochezi. Mergi din blocaj în blocaj. Și când îți vii în minte, când realizezi ce-i baiul, pur și simplu apeși pe bumbă aici. Și se oprește. Și îl resetezi și începi viața, dar altfel. Cu setările inițiale. Și pur și simplu descarci alte aplicații. Care nu mai sunt la fel ca primele. Și sunt foarte diferite. Mulțumesc. Dragul meu prieten, băiatul ăsta a spus: mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Dar o să-ți fie rușine. E adevărat, dar mă duc. Dar o să te certe. Merit. Mă duc. Dar ce o să zică oamenii din sat când o să te vadă cu... Ce o să zică oamenii din sat? Bă, unde-s bă banii? Bă, dar ziceai că te duci să te faci mare. Așa arată omul mare. Unde-s bă banii lui taică? Tu ce-ai făcut cu ei? Nu mă interesează nici dacă tata mă pedepsește, nici ce zic oamenii din sat. Probabil că casa lui taică să nu era prima la intrarea sa. De obicei, oameni de genul ăsta nu stau acolo. Și a trecut prin jumătate din localitate. Și a răscând unul când altul, când unul când altul. Cine știe ce o fi spus? Dar oricum, nimeni nu s-a bucurat. Singurul care s-a bucurat a fost taică-su. Nici frate-su nu s-a bucurat. Să știți că asta are un mesaj foarte important pentru noi. Și nu i-a păsat faptul că o să râdă cineva de el. Nu i-a păsat. Omul ăsta a experimentat atâta rușine negativă, încât rușinea pozitivă nu l-a speriat. Există o rușine pozitivă? Da. Eu am experimentat-o când am avut vârsta de 21 de ani. V-am mai spus eu dumneavoastră de fapt ori treaba asta. Odată aseară și odată data trecută. Aseară doar așa. Și am fost într-o adunare ca și aceasta pentru prima oară în viața mea și un om a predicat. Și a predicat așa de simplu cât eu am înțeles. Și când am înțeles, omul ăla a spus: e cineva aici care vrea să fie iertat de păcatele lui, care vrea să se întoarcă la Tatăl, care vrea să aibă binecuvântarea și belșugul, prosperitatea, succesul și mila Domnului să fie prezentă în viața lui? Știți ce am experimentat? Rușine. Dar nu era negativă. Rușinea negativă fusese prezentă în viața mea în trecut. Intram în magazin și furam alcool cu băieții din clasa mea. Luam o Eugenie în coș de la Alimentara, din orașul Giurgiu, și îi puneam o sticlă de coniac aici și una aici și ieșeam din magazin. Pentru că aveam niște prieteni răi. La momentul acela mi se păreau că-s bun. Dar n-am avut mintea de acum, am avut-o pe cea de atunci. Și atunci când omul ăsta mi-a spus că păcatele mele pot fi iertate și că mă pot întoarce acasă unde sunt iubit, unde nu sunt jefuit de banii mei, de tinerețea mea, de inocența mea, ci dimpotrivă, Tatăl mă așteaptă și mă primește de parcă aș veni de la facultate. Atunci am prins curaj și am vrut să mă ridic. Însă m-a confruntat cu un sentiment de rușine.
N-ar fi trebuit să-mi fie rușine. Astăzi mi-e rușine și îmi pare rău că atunci mi-a fost rușine. Simt că l-am ofensat pe Dumnezeu să-mi fie rușine de faptul că mă duc la El. Ascultă-mă, dragul meu. Cea mai bravă atitudine pe care o poți avea vreodată în viață, dacă totuși o să o ai, este să te ridici și să te duci la Dumnezeu. E singura persoană care te merită. El te-a creat. El a investit în dumneata. Probabil că de multe ori ai fost la un pas să mori. Știi cine te-a salvat? Domnul. Ai trecut probabil prin multe și dumneata ca și mine. Că viața asta e scurtă și plină de necazuri. Dar Dumnezeu te-a salvat. Ascultă-mă, omule, stimată Doamnă, stimate Domnul. Cea mai bravă atitudine în viață este să recunoști că ești șeful. Și să-i spui șeful, iartă-mă. Capitulez astăzi până nu e prea târziu. Nu vreau să pierd și ce mai am. Să-mi pierd viața, poate. Banii s-au dus. Nici o problemă. Dacă sunt sănătos, prin mila ta, o să fac alții. Asta este atitudinea de care are nevoie orice muritor. Să se întoarcă acasă. Uitați-vă la băiatul acesta. A spus, mă voi scula și mă voi întoarce acasă. Așa a început o nouă viață. Crede-mă, dragul meu, că nu depinde de Dumnezeu să te întorci acasă. Cu 2000 de ani în urmă, când noi amândoi nici măcar nu eram în viață, ce a depins de El a făcut. La marginea Ierusalimului, unde era groapa de gunoi, 3 oameni au fost duși să fie răstigniți. Prin metoda răstignire au fost condamnați la moarte. Pe crucea din mijloc era un om care de fapt era Dumnezeu. Dar devenise om pentru ca să poată veni la noi să moară în locul nostru și să ne izbovească de păcat, de vinovăția noastră, dar și de consecința vinovăției noastre, adică de pedeapsă. Haideți să mergem puțin mai departe. Cum a fost comportamentul fiului convertit după convertire? Nemulțumit de el, până acum era nemulțumit de taică-său. Nemulțumit de anturajului care îl părăsise, l-a trădat ca pe nimeni. Mulțumit de Dumnezeu, tata am păcătuit împotriva cerului și mulțumit de taică-său, tata am păcătuit împotriva ta. Observați cum se schimbă mintea unui om când își vine în fire? Resetarea este absolut necesară. Funcționezi din nou. Încă o întrebare. Care a fost atitudinea tatălui lui? A tatălui primitor? Îl așteaptă în drum. Ce atitudine ești tu din comun? Mă gândesc dacă eu eram în locul lui, probabil că cel mai puțin îi țineam o morală și îi spuneam o grămadă de lucruri. Ți-ar fi rușine. Am muncit, că mi-am pierdut sănătatea să-mi fac un viitor și te-ai dat cu piciorul în el. O viață întreagă m-am străduit să am o reputație și să câștig respectul oamenilor din satul meu. Și nu m-ai făcut de rușine, mă. Unde-s banii pentru care am muncit? Ai plecat cu un porbagaj plin și te-ai întors fără mașină. Unde-s banii? Cine știe ce i-aș mai fi zis? Știți ce i-a zis tatăl din pildă? Oameni buni, nu vă vine să credeți nimic. Dacă în seara aceasta o să-ți treacă prin cap să te întorci la Dumnezeu, nu o să zică nimic. Aleluia! Nu o să spună că te-a văzut într-o noapte când ai fost acolo și ai făcut așa și așa. Nu o să zică nimic. Aleluia! Nu o să zică nimic de toate faptele pe care le-ai făcut de când te-ai născut până astăzi. Nimic, ca și cum nu te-a văzut. Dragul meu, cum se filmează acum aici și după ce se termine evenimentul ăsta, absolut fiecare vorbă pe care au scos oameni de pe scenă este băgată acolo în cutie. Așa există o cameră videocerească care ziua și noaptea filmează tot. Camera asta nu filmează gândurile și sentimentele, motivațiile, dar camera video a lui Dumnezeu filmează inclusiv gândurile noastre, când am gândit rău, când am simțit rău, când am avut sentimente necurate, păcătoase, totul filmează. Îți imaginezi cum suntem noi înaintea lui Dumnezeu? Și El nu zice nimic. Poate o ființă să fie atât de bună? Ce fel de Dumnezeu este Dumnezeu? Să nu zică nimic când a fost neglijat, ocolit, tratat cu nepăsare, părăsit. Mi s-a furat totul. Pământul ăsta pe care calce al lui,
Nu ți-a cerut niciodată impozit. Aerul ăsta pe care tu te răsufli toată ziua, e al lui. Știi ce rău este să inhalezi o travă, o substanță chimică dăunătoare? I-ai plătit vreodată lui Dumnezeu pentru tot ce ți-a dat? Pentru frumusețea copilăriei, pentru tinerețe, pentru ochișorii ăștia cu care vezi drumul. Tatăl îl așteaptă în drum. Și Biblia ne spune că atunci când ajunge, când îl vede pe băiatul lui, fuge înaintea lui și îl îmbrățișează. Îl sărută și se întoarce cu el de gât spre casă. Probabil că robii, angajații, au văzut, au auzit, au simțit ceva și au ieșit înaintea lor. Și tatăl se oprește și le spune, îi spune unuia dintre ei, mai ții minte când ți-am zis să cumperi o pereche de sandale cu numărul băiatului meu că se va întoarce acasă? Du-te repede și acolo că s-a întors. La altul îi spune, mai ții minte când ți-am zis să cumperi o haină cu mărimea băiatului meu că se va întoarce într-o zi acasă? Du-te repede și adu haină. Mai ții minte când am fost la bijutier și ți-am zis să iei ghiulul ăla, inelul ăla frumos pentru băiatul meu, pentru mărimea degetului lui. Te rog, adu repede inel. Și se întoarce câte administrator și îi spune, vițelul ăla pe care ți-am spus să-l îngrași, o să am nevoie de el să fac o mare sărbătoare. Unde e vițelul? Stăpâne, îngrași. Adu repede, taie-l și pregătește-l. Pregătește-l că mi s-a întors băiatul acasă. Oameni buni, dar n-a venit de la facultate. N-a venit nici de la armată, n-a venit nici de la război să se lupte pentru țară. A venit din destrăbălare. A risipit munca la bătrânului tată. A fost un risipitor. A fost un copil rău, neatent. A fost un copil care pur și simplu a fost înșelat de oameni din generația lui. Și tatăl îl primește ca un premian. Nu îi zice nimic. Îl acopere cu haina să nu îi se mai vadă rușinea. Îl încalță ca să nu mai fie incomod. Îi pune în deget un inel, că ăsta este semnul de fiu. E semnul de fiu. Și începe sărbătoarea. Și rușinatul ăsta are parte de o primire de fiu de împărat. Ce fel de tată este ăsta? Cine n-ar vrea să aibă un astfel de tată? Dacă Dumnezeu este așa, lasă-mă să te întreb. De ce nu te întorci acasă? Prieten drag, de ce nu te întorci acasă? Ți se pare cinstit să rămâi acolo? Există un motiv suficient de justificat ca să-l lași să mai iasă și mâine în fața porții să se uite după dumneata? Atât de important te crezi? Iartă-mă, Dumnezeu. Nu te gândești că Dumnezeu are un loc rezervat și nu lasă pe nimeni să se așeze pe scaunul acela. Are un inel pus undeva într-un sertar și nu-l dă la nimeni. Niciun deget nu se potrivește pentru inelul ăla. Așteaptă să te întorci ca să-ți dea haina, să-ți predea inventarul de fiu. Ascultă-mă! Degeaba în inima dumitale crezi una sau alta dacă cu fapta faci alta. Când vei primi într-o zi demnitatea să-ți onorezi Creatorul? Când vei avea într-o zi puterea să te duci și să-i spui, eu sunt fiul pe care îl aștepți? Un fiu în care ai investit deja, deși eu m-am purtat ca un nepot sau poate ca un vecin. Dar a venit vremea să mă întorc și să te onorez, tată. Să vadă satul acesta că rușinea ta se transformă în cinste. Că copilul care te-a făcut de rușine acum te face de cinste. Că ți s-a întors copilul acasă. Că ți s-a reglat pulsul, tată. Că aveai tensiune de când am plecat eu. Că ai crezut că o să-ți continui business-ul, doamnă, tată. Și eu ți-am făcut ce ți-am făcut. Dar am avut o minte așa cum am avut-o. Dar mi-am venit în fire, tată. Mi-am venit în fire. Ce ai da ca să ți se întoarcă copilul acasă? Fii sincer. Poate că cineva dintre noi în situația asta, ce ai da? Ce ai da să-l vezi cu minte, să se însoare sau să se mărite? Să facă copii, să-ți aducă nepoți acasă și să-ți crească inima. Că ai făcut un copil care îți dă liniște la bătrânețe.
Și ieși în sat cu nepotul de mână, de parcă ești împărat, așa te simți. Unde ți-e băiatul ăla? Nu-i așa că ai suferință pentru că nu este unde e locul? Știi unde ți este locul, dragul meu? Înaintea lui Dumnezeu, aproape de Dumnezeu, închinându-te Lui. Trebuie să accepți că viața pe care o ai e înfășurată pe degetul Lui. Într-o zi poate să facă așa. Și să o rupă. Inimioara asta noastră, de 70 de ori pe minut, îi spune să mai bat? Da. Să mai bat? Da. Să mai bat? Da. Și la Napoleon Bonaparte, și la Lincoln, și la Ceaușescu, și lui Stalin, și lui Hitler, și lui toți împărații acestei lumi, într-o zi le-a dat și alt răspuns. Nu. Și atunci au pus mâinile pe piept, au lăsat toate aici și copiii i-au băgat în pământ. Asta nu e cel mai grav lucru. Sufletul lor s-a dus în iad. E rău să fii risipitor. Dar dacă totul se termină cu întoarcerea acasă, încă nu-i rău. Pentru că acasă este cineva care poate să te ierte, indiferent cât de mult ai greșit. Acasă e cineva care te rabdă și te suferă așa cum ești și nu zice nimic când te întoarce. E rău să fii risipitor, să-l faci pe tată de rușine. Dar dacă totul se termină cu un inel pus pe deget, cu o haină albă, pe care nici atâta nu ți-ai cumpărat din aveia pe care ai luat-o de la tata, dar a muncit din nou, a câștigat bani și ți-a luat și haine și inel și sandale, a cumpărat și vițel și a plătit și angajații și a păstrat proprietatea și compania, a făcut din nou bani. Pentru că a sperat să te întorci. Omule, și de piatră să-ți fie inima. Trebuie să accepți că e normal să te întorci acasă. Nu mâine. Nu mâine. Acum. N-are nicio importanță ce spun vecinii care te vor vedea. Crezi că le-a păsat vecinilor de dumneata sau de tata? Nu. Ăștia râd, s-au născut râzând și o să moară râzând. Disprețuind, criticând, judecând și gârfind. Urmărește-ți interesul dumitale și pe al tatălui care te-a așteptat cu răbdare. Am vrut să vă mai spun câteva lucruri, dar mă opresc și închei. Spunându-vă totuși o întâmplare. Se zice că într-o astfel de adunare a fost odată o domnișoară, o fată de 16 ani aproximativ, așa cum este una dintre fetele de aici, și a ascultat predica. Părea că e prea mică pentru lucruri de genul ăsta. Dar n-a fost. A înțeles totul. A înțeles că are nevoie de Iisus ca să-i mântuiască păcatele. Și să-i dea un viitor luminos. Să-i dea protecție. Și să-i scrie numele în cartea vieții. Și fata asta și-a propus duminică să se ducă la adunare. Știa unde e adunarea. Nu fusese niciodată. Dar știa unde e. Că era în satul ei. Era adevărat, era la celălalt capăt al satului. Dar a zis duminică, mă îmbrac frumos și mă duc la biserică. Zis și făcut. S-a îmbrăcat cu ce a avut mai bun. Și a zis, dacă mă duc înaintea lui Dumnezeu, vreau să fiu frumoasă pentru El. Și să mă îmbrac de parcă m-aș întâlni cu un rege. Pe drum, în timp ce se duceam spre adunare, în mintea ei a venit Satana. Mi-a să știți că noi cu noi vorbim cel mai mult, nu cu alții. Și gândul acesta a întrebat-o, unde te duci? Și a spus, mă duc la adunare. De ce? Vreau să-mi dau viața Domnului meu Iisus Hristos, care a murit pentru mine. Mirelui meu, Mântuitorului meu. Și vocea n-a contrazis-o. Că el nu-i deștept, e viclean. Și a spus, bine faci că vrei să faci asta. Dar îmi permis să sugerez, timpul nu cred că e potrivit. Uite-te la tine, ești încă necoaptă, ești doar o domnișorică. Crezi tu că e chiar acum timpul potrivit? Nu crezi că ar trebui să stai un pic, să te maturizezi? Și apoi sigur că te duci, că trebuie să te duci. Dacă i-ar fi spus nu, își continua drumul. De-aia a spus, mai așteaptă. Și s-a întors.
Am mai trecut vreo 10-15 ani și acum era așa o doamnă prezentabilă, s-a îmbrăcat frumos și a zis, a venit vremea să mă duc să mă împac cu Dumnezeu. Și a plecat pe drum spre adunare. A venit din nou vechiul prieten și a spus, stimată doamnă, unde mergeți? Am o datorie către Dumnezeul meu. Mă duc să mă închin și să-mi dau viața Lui ca să mă mântuiască, să-mi ierte păcatele și să am viață veșnică în cer. Și diavolul i-a spus, este o intenție bună, dar nu mai uite-te ce frumoasă ești și cum își întorc oamenii capul după tine. Crezi tu că acum e cel mai potrivit timp să te duci la Dumnezeu? Ești special în localitatea asta. N-ai vrea să mai aștepți un pic? Tu știi că la adunare e bine să te duci când ești un pic mai bătrân. Cam atunci ar fi timpul potrivit. Nu vrei să te gândești puțin la propunerea mea? Bănuiești ce s-a întâmplat? S-a mai întors odată. Au trecut ani și a cumpărat un băț și a început să se sprijine în ea. Și asta i-a adus aminte că am bătrânit. Și a spus, Doamne, ce mult am amânat. Te rog frumos, așteaptă-mă. Și duminică s-a îmbrăcat cu ce a avut mai bun. Nu mai arăta așa de bine, dar tot ea era. Și ea s-a dus. S-a dus înspre adunare. S-a dus în sfârșit să facă ce trebuia făcut de mult. Și pe drum a venit din nou dușmanul cu mască de prieten. Dar de data asta a abordat-o după cum se cuvenea. Băbuțo, unde mergi? Mă duc la adunare să mă împac cu Dumnezeu. Îmi pare rău că am regretat, n-am câștigat nimic. Mi-ai sugerat că o să mă bucur, că o să fiu importantă. Trebuia să mă duc. Dar acum sunt hotărâtă, mă duc. Nu mai mă opresc, indiferent ce s-ar întâmpla. Și diavolul i-a spus, ai pierdut și tinerețea și sănătatea și mintea. Tu ai impresia că Dumnezeu are nevoie de o babă ca tine? Când Dumnezeu o să te întrebe, ce ai făcut cu tinerețea ta? Cu cine ți-ai petrecut-o? Ce ai făcut când ai fost adult în puterea vârstei? Când ai fost plin de suc verde? Cu cine ți-ai petrecut anii ăștia? Ai venit la mine când nu mai ești în stare să te miști? Dumnezeu te va trimite acasă. Ascultă-mă, du-te acasă, nu te primește. Ia frânt curajul. S-a întors a treia oară și pentru ultima oară. S-a dus acasă și a murit nemântuită, oameni buni. Fata, doamna și bătrânica. Întotdeauna când vei vrea să te întorci, diavolul o să aibă un motiv ca să aibă. El nu-ți va spune că nu trebuie, că noi toți știm și inclusiv el că trebuie. Dar el îți va spune că încă nu-i timpul potrivit. Știi când e timpul potrivit? Când îl auzi cum te cheamă. Dacă în seara asta îi auzi vocea, trebuie neapărat să vii. Ce rușine! Ce să te întorci înapoi? Ce să aștepți? Nu! Trebuie neapărat să vii. Pentru că atunci când El te cheamă, te cheamă să vii. Vocea asta să nu mai refuzi niciodată. Pentru că vocea asta este vocea celui care a creat Universul. Este vocea celui care a îngăduit să te întorci de la spital și să mai trăiești. Este vocea celui care ți-a luat apărarea când diavolul a vrut să te aștepte în curba aia și să strângă parapetul cu tine. Este vocea aceea care ți-a luat apărarea și care are de gând să-ți ia apărarea. Vocea asta te cheamă, trebuie să vii. Nu te cheamă un om, eu n-am ce să-ți ofer. Eu am o grămadă de nevoi ca dumneata. Te cheamă Dumnezeu care te-a creat. Te cheamă Dumnezeu care te-a ocrotit. Te cheamă Dumnezeu care te-a binecuvântat. N-ai fost un rege, dar Dumnezeu ți-a purtat de grijă. Și în seara asta te cheamă. Te cheamă ca să-ți dea viață. Nu o să-ți reproșeze nimic. Are un inel, o pereche de sandale, o haină și o mare sărbătoare. Intră în sărbătoarea aceasta, este ziua ta, este dreptul tău. Vreți să vă aplecați puțin capetele? Lăsați ca locul ăsta să se umple de prezența lui Dumnezeu. Pur și simplu abandonați-vă în mâna lui, fiți liniștiți. Intrați în inima dumneavoastră chiar acum și căutați-L pe Dumnezeu. Trebuie să fie acolo. Căutați-L. Întâlniți-vă cu El. Doamne Iisuse, ai milă de noi.
Fiul lui Dumnezeu, cercetează, ai milă. Astăzi de dimineață am predicat la o biserică din Bistrița. După ce am terminat predica, am spus amin și am coborât. A venit la mine un om de vreo 60-65 de ani, plângând. Îi tremura barba și curgea la fiul din ochi. Și a spus, mi-a plăcut foarte mult predica. Însă ai făcut o mare greșeală. Nici nu începusem să mă bucur că pur și simplu m-a lovit în creștetul capului când mi-a spus că am făcut o mare greșeală. Se uita în ochii mei și îi tremura barba. Mi-a spus, de ce n-ai făcut chemare? Am așteptat până în ultima clipă să faci o chemare. Aș fi vrut să ies în fața lui Dumnezeu. Aș fi vrut să plâng. Aș fi vrut să primesc iertare. Și să fiu consacrat așa cum ai predicat o oră. Am adus cu mine 3 prieteni. Oamenii ăștia au venit pregătiți să se predea, să fie iertați. Și am așteptat până în ultima clipă să spui, dacă vrea cineva, n-ai spus nimic, omule! Toată după amiaza asta am fost trist. Aseară v-am spus de Moody, eu am făcut aproape ca el. M-am gândit că sunt în biserică, că o să fie o predică pentru biserică, că acolo nu sunt prieteni și n-am făcut nicio chemare. Omul ăsta s-a uitat la mine. Se uita în ochii mei și îi tremura barba de parcă îi murise maică sa sau altcineva. Și pur și simplu, toată după amiază am fost trist. Ce bine era dacă îmi trecea prin minte să fac asta. Stimați prieteni, în seara asta nu o să mai fac greșeala de azi dimineață. Pentru că dumneata ești acolo. Și la noapte dumneata s-ar putea să închei totul. De aceea în seara asta trebuie să-ți rezolvi problema. Trebuie să te întorci acasă, e dreptul dumitale. Aici, în fața porții, te așteaptă Dumnezeu. Nu ca să-ți facă reproșul, nu. Te așteaptă ca să-ți dea inelul. Te așteaptă ca să-ți dea haina și sandalele și să înceapă sărbătoarea. Aleluia! E locul dumitale aici, îmbrățișat de Dumnezeu. Te va îmbrățișa, pentru că El te-a creat. El te-a binecuvântat. Oamenii lui Dumnezeu, aș vrea să vă invit să vă rugați și pe dumneavoastră, stimați prieteni, în seara aceasta vreau să vă hotărâți pentru cer, pentru viață veșnică, pentru binecuvântare, pentru onoare și demnitate, pentru viață fără de sfârșit, pentru îmbrățișarea Tatălui. Dacă sunteți aici și vreți să faceți lucrul acesta, atunci vă rog să ridicați o mână. Ridicați-o mână acolo unde sunteți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aseară am făcut la fel. Aici în față au ieșit în jur de 16 persoane. Și am făcut o rugăciune pentru oamenii ăia. În seara asta o să facem același lucru. O să-i rugăm pe frații noștri care au venit să cânte cântările Sionului. Cântările închinate lui Dumnezeu. Și în timp ce ei cântă, o să vă invit pe dumneavoastră, pe toți, cei care vreți să veniți acasă, să vă împăcați cu Tatăl, să primiți haina și inelul și sandalele și sărbătoarea, un bilet la sărbătoarea eternă din cer. Vă invit să veniți aici în față, să veniți în timp ce cântă grupul, să veniți cu toată încrederea, să nu veniți dacă nu simțiți în inimă pe Domnul. Să nu veniți dacă nu credeți în El. Să nu veniți dacă nu vă căiți și dacă nu iubiți cerul. Dar dacă toate lucrurile astea le vreți, dacă îl respectați și dacă vreți să aveți parte cu El, fără sfârșit, unde omul nu îmbătrânește, unde nu-l doare nimic și unde nu există cancer și spital, unde viața e veșnică, împreună cu Iisus, care a venit cu 2000 de ani în urmă la noi și stă să vină din nou, ca să-și ia biserica la cer. Și pământul ăsta va fi incendiat și va fi făcut sfrânt, spune Biblia. Haideți să ne ridicăm în picioare. Stimați prieteni, doamnelor, domnilor, tineri, mai în vârstă, veniți aici înaintea Domnului, veniți acasă, este timpul. Tatăl vă așteaptă. Veniți înaintea lui Dumnezeu.
Este Tatăl nostru, vino acasă.